Jó reggelt kívánok! Hát szó munkám, mikor dezson? Mi 4 de minyatca. Scriu și eu programul. La ce oră începem? La 4 dimineața. După 10 ore 55 de pauză. Aș mai putea să aștept încă 5 câteva minute ca să iasă pauza de 11 și cred că așa o să facem, să iasă pauza de 11. Dau drumul la program. Plecăm, bineînțeles. Am dat drumul la motor să se încălzească puțin și motorul, să facă haiere. Și da, după cum v-am spus, o să cred că mergem ori pe la Paris, nu știu, încă și acum mă gândesc, mergem pe la Reims sau Paris. Să se trezească și Iana, că... Deci am băgat și Parisul ca să văd cam când ajung acolo, aia e faza. Și imediat am făcut pauza de 11 ore. Deci dacă pornesc programul acum să ia în considerare 11 ore de pauză, dar mai aștept 5 minute. Uitați-vă și voi nesimțiți, mai sunt și nesimți, și colegi nesimțiți care își aruncă gunoi așa. Sunt niște doze de bere. Uitați-vă și voi, le-a consumat. Le-a aruncat. Și toace și cu sticlă de Pepsi. E tare urât. Dar ce se face, mai sunt și de ăștia. Și mai ales în Anglia am văzut ce mi-a sărit în ochi. Foarte multă mizerie pe drumurile naționale și autostrăzi de n-am putut să văd. Haida, gata, plecăm. Am stat și 5 minute pe ciocanele. Spunem centurile. O să dau puțin cu spatele. Trebuie să mai stau puțin ca să se facă 6. La 4 dimineața. A trecut paznicul cu cățeaua. Și aia vreau să zic că cât de tare poate să fie treaba asta. Că te simți protejat. Și e frig afară, că sunt 3 grade și ăla trece cu cățeaua e... No, parcare fain, te simți în siguranță. Stai că ne-a făcut, uite, 10 ani de cățea și ne opresc ăștia, ce ne face aici? Cuțu, cuțu, n-am grivei, mă ligă dacă vrei. Vrei mă ligă, mă ligă. Dacă nu, l-a trăit bine. Oricum, dacă aș avea emigranți acum, din păcate, pentru ei nu mă duc în Anglia.
Dacă n-a lătrat, e bine. Latră, face ea un gest ceva, vine la camion dacă e imigrant în remorcă. Și după cum am spus, de data asta nu-mi fac griji, poate să fie, poate să nu fie, că îi duc cu mine, înseamnă îi duc în Spania, la căpșuni. Hai da. Keep your right. Au fost indicatoarele astea pentru englezi. Așa că fapte din astea ce am mai observat, Moise, este că bă, au început să fie foarte mulți irlandezi și englezi pe aici, gen, sau poate chiar atâți au fost și mai puține camioane și ies la iveală, nu pot să-mi dau seama, dar îi văd. Conduceți în sensul giratoriu și foarte mulți austrieci și germani și italieni. Și iară, nu prea-i vezi, mai ales italienii, să vină până aici, no, se complică italianul cu curse de astea de Anglia, nu le place la niciunul. Numai... Să o lăsăm pe Ioana că vrea să ne certăm astăzi, Ioana. Are chef de ceartă. Și... ce vreau să zic? Vezi, asta se întâmplă și de-aia o să ne certăm. În 250 de metri, virați la dreapta, pe A16. Am uitat să-mi bag piciorul. Luați-o pe următoarea la dreapta, pe A16. Vă răsfiți autostrada în 2,2 km pe 15. Of, Doamne! No, dar în fine, italienii și aia sunt mofturoși cu cursele astea, sigur, cum suntem toți. Acolo vreau să ajung că sunt foarte mulți polonezi și care sunt foarte mulți români, polonezi, lituanieni, de rasele astea care fac curse de Anglia. Da, da, da. Să-i dăm cărbuni. Și cam asta am observat. Englezi, irlandezi. Și nu prea vezi germani să vină să meargă germanul în Anglia. Na, na. Ia românul cursele alea și le duce. Nu, dar acum văd că au început și ei. Da, am dormit bine, e miercuri deja și trece și a doua săptămână foarte repede. Nu hai să părăsim autostrada, drago. Dacă zici tu. După cum spuneam, este că pe la Paris mă duc, n-am ce face, pe acolo e mai scurt. Dacă mă duc pe la Reims, ocolez foarte mult, cu 100 de kilometri în plus. Și nu,
nu-i convine la nimeni. Nici mie nu-mi convine să mă duc pe la Paris, dar nici la firmă nu-i convine să oculez. Vă dați seama, 100 de kilometri, 30 de litri, să zicem, nu. A picat ceva, știu. Limita de viteză este 50 de kilometri pe oră. Continuați 110 kilometri. Mai am 104 km până la Paris și problema e că deja am condus 2 ore și după calculele mele și GPS-ul mi arată 104 km, el mi arată în 2 ore îi fac și nu vreau să risc că nu știu ce mă așteaptă la Paris, nu știu ce trafic e, dacă e aglomerat sau nu. Și atunci dacă aș continua, sigur m-ar prinde să fac 45-ul pe la Paris pe acolo și nu e fain că nu-s parcări și de-aia e în program 100%. Dacă ai ghinion, dacă ai noroc, nu dai. Dar nu sunt eu cel mai norocos de pe planetă, așa că m-am parcat, fac 45, deci am condus 2 ore, fac 45 de minute, mi se resetează orele de condus, o să pot să conduc chiar 4 ore jumate și cu 4 ore jumate trebuie să trec prin Paris. Bine, că dacă se poate întâmpla și așa, să fie, Doamne ferește, vreun accident sau ceva și nici 4 ore jumate nu o să ajungă. Dar atunci deja o să se vadă că imprim o foaie, scriu pe tahograf, Paris, data, ora, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Dragilor, mă pun la culcare o oră, bine că nu zice nimeni, eu dacă stau 46 de minute sau 47, tot 45 de minute se ia în considerare. Dacă stau 2 ore, tot 45 se ia în considerare. În fine, gata, mă pun la culcare, pa! Ia ghiciți voi de ce mă apropii eu, bineînțeles că de Paris, să vedem. Cam e trafic, dar să sperăm că o să trecem repede pe aici și să ajungem repede la Clermont-Ferrand. Până la Clermont-Ferrand mai am 447 de kilometri, deci și 258 de kilometri am condus-o. În mare, cam acolo ar trebui să ajung. Acum o să vedem. O să vedem. Mai bine de 700, 500, 600, hai vreo 600, 700 de kilometri o să conduc. Vreau să zic, cu 260 ce am condus acum și cu 446 ce mi-arată, nu cred că o să ajung la Clermont. Dar nu, o să fiu aproape de Clermont și așa e bine. Și oricum pe 15 ani descărcare. Deci n-ar trebui să prea îmi bat capul, numai să îmi bat capul cu Parisul, să vedem cât de ușor trecem. Vedem. O să vedem, uite pe unde trecem noi acum, deasupra e aeroport, trec avioanele pe podurile astea pe sub care trecem noi. A fost odată când am văzut unul, dar rar se întâmplă, dar nu. De 5 ore am venit și odată am nimerit să treacă avion din ăla mare. Scania. Mă lăsiți autostrada în 3 km pe A3. Bine, boss. Și-a pus colegul poză cu fața lui pe dreapta. Ar trebui și eu în dreapta undeva să pun un apțipilt sau o foaie cu Moise Daniel, abonați-vă cu YouTube, ceva gen, o să se aboneze toți șoferii, pe urmă, iar nu-i bine. Adică e bine, nimic de zis, dar nu, nu cred că mulți o să le placă că e canal românesc. Și mai sunt și alți străini, ce știu, poate sunt unguri sau ce știu. Depinde. Mă refer la faptul că depinde, cu toate că e străin, și poate îi place ceea ce fac și toți se abonează. Poate celălalt zice, bă, nu înțeleg ce zice, nu mă abonez. Cine știe, nu se știe. Și vă ziceam că în Anglia e foarte multă mizerie pe marginea drumului. Iată că și pe Franța, dar mai puțin, nu e exagerat. E gunoi și aici, nimic de zis. Dar ce e în Anglia e nesimțire curat. Și bineînțeles că străinii, fă noi facem treaba asta. Și englezi, nu zic acum că nu. Că știle aici sunt tot felul. Disneyland. De ce acel Y e ca un P? Și câteodată citeam Disney.
nu e Disney. Normal și normal e Disney, ăla e un Y, nu e un P. Dar nu, tare mult timp a durat până am realizat treaba asta, că P-ul e de fapt e Y. Disneyland. O să știu când o să am copii unde să-i aduc, îi aduc aici, în Franța, la Disney. Zic și eu, visez și eu așa cu ochii deschiși. Vreau să vin la Paris, la turnul Eiffel. Și da, și vreau să mă duc și pe Nürburgring în Germania. Și unde mai vreau să merg? Peste tot. Ar trebui să-mi cumpăr o rulotă. Dar bineînțeles, ca să ai rulotă îți trebuie întâi mașină. Sau aș putea să iau o autorulotă. Da, da, da. O să vedem noi. La rulotă îți trebuie și mașină. Uite ăsta pe banda din mijloc, nu știu ce face aici, doarme. Haide, tati, că te dau mașinile jos. Nici luminile de întâlnire. Nimic, lui nu-i trebuie. Sau poate ei, poate e o doamnă. Sunt negri! Nu că sunt rasist sau ceva, nu că am ceva cu negri sau cu bruneții sau cu ce vreți voi, ci asta e o chestie ce am observat-o eu cu ochii mei, că nu știu să conducă, dar deloc, adică fac niște prostii în trafic că te doare cap, cum e de cazul de față, adică, uite, merge prea în stânga, se duce pe bandă, prima bandă, n-are luminile de întâlnire aprinse, apoi ia prea mult în dreapta, zici că e băut, uite, fără să semnalizeze, schimbă banda. Dar ce se întâmplă, că ăsta doarme în fața mea aici și dorm și eu deodată cu el. Trezește-te, tati! Ce faci? E negru. Asta zic. Asta ziceam. Nu că am ceva cu ei sau că sunt rasist. Ci e doar așa o... Cum îi spune? Observație. Și, de exemplu, când își parchează mașinile și le parchează tare împrăștiat, adică nu e la linie, e tare urât, le parchează, le lasă așa de capul lor. Începând și la camion am observat treaba asta și la mașina mică, le parchează tare urât, negri. Dar negri, ăștia care sunt din Africa, gen, nu știu care e faza cu ei, nu le place precizia. Sunt dezordonați.
Că conduc mai rău ca femeile. Gata și pe ziua de astăzi. Mai e vreo 100 de kilometri până la Clermont-Ferrand. Nu știu ce s-a întâmplat azi cu mine, că sunt foarte obosit. Pur și simplu mi se închideau ochii la sfârșit, nu mai puteam să fac față. Și nu am forță în mâini, nu am forță în brațe, nu pot să-mi strâng pumnii, ca lumea trebuie să mă odihnesc neapărat. Și asta am făcut, m-am oprit și ne vedem mai târziu. Mă culc una, pa! No, ce să mai filmez, ce să mai zic? Ideea este că am dormit ca porc, aia e faza, prea mult decât ar fi trebuit. Că am pus ceasul să sune pe la vreo... Era vreo 2, ceasul m-a trezit la 5, deci am dormit 3, 4, 5, 3 ore și ceva am dormit. Bineînțeles că dormisem vreo 2 ore, m-am trezit și m-am culcat la loc. Dacă mă întrebați, nu știu ce a fost cu mine, dar am fost obosit. Aia e faza. Nu știu ce se întâmplă. Sper că diseară o să pot să adorm, ca să încep iar de vreme programul, să-i dau bătăi în continuare. Și bineînțeles că mâine o să trec Clermont-Ferrandul. Niște câteva serpentine, un munte doi și nu-i mare brânză. În fine. Numai că nu știu ce a fost asta, de am avut oboseala asta mine și am simțit neapărat să mă culc. A fost planul să dorm doar o oră, dar n-a ieșit, n-a fost să fie. Am mâncat, m-am odihnit și acum mă apuc să editez acest vlog. Dacă vă întrebați ce am mâncat eu din Franța, mi-am luat chili con carne, chili cu carne. Și nu mă așteptam să fie așa bun, mai luasem o dată, dar avea un gust tare ciudat, gen în... Avea un gust amărui sau acru, de gen oțețit, nu știu cum să zic. Deci se simțeau și legumele, erau bune legumele, dar era gustul ăla prea oțețit. Ziceai că avea prea mulți conservanți în conservă sau ceva, nu știu cum să explic. Conserva asta, în schimb, a fost foarte bună. Am încălzit-o 6 minute, cum scria pe capac, pe conservă. Am mâncat ca porcul și mi-a mai și rămas o caserolă să mănânc și mâine. Și nu știu ce-i cu lenea asta, sincer, că-s leneș de la un timp, foarte leneș. Nu mai am chefnit să mă antrenez și cred că ar fi trebuit. De-aia e faza că e deja prea târziu, e cât e ceasul, ia. E 8:30 și nu știu când a trecut timpul, că n-am făcut prea multe. Până am mâncat, până una alta, deja e 8:30 ceasul, aia e faza. A trecut și ziua de astăzi, deja e miercuri, dacă zic bine. Mâine e joi și deja am trecut imediat și a doua săptămână. Trece foarte repede timpul când muncești. Și ar trebui pe 15 să descarc. Asta înseamnă vineri, ar trebui să descarc vineri dimineață, cred. O să vă las, o să încheie episodul aici. Sper să vă placă, sper să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să apăsați butonul de like, abonați-vă și ne auzim mâine la un nou episod, când tot pe Franța. Mă apropii de Clermont, am impresia că mai am 100 de kilometri până la Clermont. Ioana doarme, cred. Uite că nu doarme. Asta e că vă zic, da, 116 kilometri. Să o lăsăm să se odihnească și ea. Am muncit. Și la sfârșit, astăzi mă luase un somn, condusesem 7:30 în total. Bine că am avut și pauzele, dar n-am mai putut, pur și simplu la final. Am avut un moment când s-a întrerupt filmul, sincer, nici n-am, cum să zic eu, mai pățești față din astea, ce știu eu, când te gândești atât de departe că nu realizezi când, unde ai făcut 50 de kilometri, știi, adică cam și când faci 700 de kilometri ești într-o altă stare, gen, bine că ești atent la drum, ești atent la toate, numai că nu vezi când faci kilometri aia așa mult, te trezești că când Dumnezeu am făcut 100 de kilometri și pac, când am făcut 300, gen, adică nu reții, la un moment dat ești pe modul pilot automat, pe pilot robot, gen, și acum la sfârșit așa am pățit că iar la fel, câteva secvențe n-am mai rezistat pur și simplu, nu știu din ce cauza a fost, o fi și de la vreme, că se schimbă iară vremea, nu știu, nu pot să-mi dau seama, ori n-am dormit destul, nu m-am odihnit, dar nu pot să zic că nici n-am muncit mult, să zic să fiu obosit, e, nu știu, e tare ciudat. No, dar ce să facem, mergem înainte așa, când
Asta e, mi se face somn, eu trag pe dreapta și mă culc. Și de aia și când sunt la încărcare sau descărcare, de fiecare dată când am ocazia să închid ochii, asta și fac. Și pe feribot la fel. Am mâncat, cu toate că am mai gustat dintr-o cafea, că aia am făcut prostie rândul trecut, că n-am mai putut să adorm, dar odată asta am mâncat. Ai, Doamne, am mâncat, m-am dus în sala aia de cinematograf, că nu e cinematograf, e un televizor style, ca frumos așezate scaunele, am stat cu ochii închiși și de asta zic că de fiecare dată când am ocazia eu trag un pui de somn, o jumătate de oră, oră, și dacă e să stau întins în pat cu ochii închiși și vine și mă trezește, n-are nimic. Deci așa am pățit în Anglia, că băiatul ăla de acolo mi-a zis așteaptă, așteaptă, că e de așteptat. Fac eu bine, boss, am venit în cabină, la fel, m-am simțit obosit, n-am avut chef nici de laptop, că aia se întâmplă, n-ai nici chef de laptop, n-ai. Și am stat întins în pat și a venit băiatul, nici nu a țipit, se eram doar cu ochii închiși. Nu, dar asta este. E foarte bine. Hai, bă, să-mi bag picioarele, nu știu care nu mă lasă în pace. De fiecare dată când ai ocazie să tragi cât un pui de somn, sincer. Dar eu cam am tras pui de somn astăzi, că era prea mult, am dormit prea mult. Mă refer că dacă e prea mult, este că nu o să pot să dorm de seara, aia ar fi problema. Dar sper că și în seara asta o să dorm cât am nevoie ca să fiu odihnit pentru mâine. Aia e faza. S-au prins luminele pe aici, văd. Și era un parc aici, în stânga, gen, în care am văzut că era pentru copii, gen o chestie pe care puteam să fac și antrenament, să mă antrenez, dar e frig afară, e ca naibă. Nu, ce să facem? Dragii mei, închei episodul aici, vă mulțumesc mult încă o dată. Dacă sunteți noi, abonați-vă, că o să tot vină videouri de genul acesta. Ca să le fac prea lungi, sincer, nu prea am timp de 40 de minute, că durează foarte mult să-l editez, foarte mult să-l fac, rendez pe laptop. Deci dacă e de 44 de minute, o oră mea ca să-l mai fac și vă dați seama că până opresc și eu, până îmi mai trag și ochiloții, până mai mănânc un alta, trece foarte repede ziua și puf, n-am avut timp să fac nimic. Mă chinui așa să le fac lungi. Și cel mai comod pentru mine, cam asta e, în funcție de cum filmez și cât filmez, de 15, 20, 25, 30 de minute. Car nu mă las în pace. Și da, cam asta fac. Vă mulțumesc mult încă o dată. Încheiem episodul. Să aveți o seară minunată. Peace! Pa!